Cu câteva zile înainte de a-și încheia mandatul de secretar general al NATO, Jens Stoltenberg a lansat avertismente legate de tendințele izolaniste care ar putea eroda relația dintre America și Europa. Stoltenberg a mai atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă dependența de producția Chinei, o greșeală pe care Europa a făcut-o în trecut în raport cu gazul rusesc. Într-un discurs de rămas bun după un deceniu la șefia celei mai puternice alianțe politice și militare, Jens Stoltenberg a făcut un scurt bilanț în care a punctat că investițiile în apărare au crescut semnificativ, iar majoritatea statelor membre au ajuns să aloce cel puțin 2% pentru bugetul apărării sau urmează să atingă această țintă. Războiul Rusiei în Ucraina a marcat ultimii ani ai mandatului, care a fost prelungit de nenumărate ori, tocmai pe fondul invaziei ruse. Stoltenberg a insistat asupra nevoii ca aliații să susțină Ucraina pentru a descuraja Rusia. President Putin believes he can achieve his goals on the battlefield. I do not believe that we can change Putin's mind. But I do believe that we can change his calculus. By giving Ukraine more weapons, we can make Putin realize he cannot get what he wants by force. And make it so costly that he will have to accept Ukraine has a sovereign democratic right to persist as a sovereign democratic nation. Tot ca urmare a războiului declanșat de Vladimir Putin, NATO a trecut prin cel mai important val de extindere către granițele Rusiei din ultimii ani. Țări care aveau o politică de neutralitate au decis să adere la Alianța Nord-Atlantică. Este vorba despre Finlanda și Suedia. Ușa este deschisă, evident, și pentru Ucraina. Diplomatul a lansat și un avertisment legat de pericolul Chinei. Freedom is more important than free trade. Not so long ago, many allies believed that buying gas from Russia was purely a commercial matter. That was wrong. Russia used gas as a weapon to try to coerce us and to prevent us from supporting Ukraine. We must not make the same mistake with China. Depending on Chinese rare earth minerals, exporting advanced technologies and allowing foreign control over critical infrastructure weakens our resilience and creates risks. We must never take the bond between Europe and North America for granted. NATO is not written in stone. It is a result of deliberate choices and political will. We have heard voices on both sides of the Atlantic calling for America and Europe to part ways, focusing on short-sighted national interests over longer-term cooperation will not serve us well. Isolationism will not keep anyone safe. La summitul NATO din Washington, care a marcat 75 de ani de existență a alianței, politicianul și diplomatul norvegian a fost decorat de președintele Biden cu Medalia Libertății într-o ceremonie surpriză. De la 1 octombrie, Mark Rutte, fost premier olandez, va prelua ștafeta la conducerea NATO.